stat la TVR România abonament, vine o știre senzațională despre connaționalii de altă etnie ce au migrat în America. Și acolo fac ei ce știu cel mai bine, numai învârtel d-alea. Pe lângă faptul că trimit banii furați acasă pentru a finanța stiluri de viață de lux și mașini sport, escrocii fac și comerț cu bonuri de mâncare. Practic, iau produse gratis în America pe care le revând în Mexic într-o alianță cu cartelurile locale, scriu jurnaliștii americani. Unul dintre cei mai cunoscuți infractori români, Florin Duduianu, a fost prins chiar în Statele Unite la începutul acestui an, însă se pare că afacerile de acest timp făcute de români prosperă în continuare în Statele Unite. Și este o veste bună pentru este o veste proastă pentru noi, pentru că așteptăm acel moment în care să primim unda verde pentru visa waiver. Gura păcătosului adevăr grește. Este o veste bună pentru noi că duduienii rămân în America, dar o veste foarte proastă pentru mii de români care vor să ajungă în America. Nu întreba niciodată un român din ce a făcut avere. Pentru că răspunsul lui n-ar fi o împărtășire a experienței, nu? Nu, ar fi autodenunț. Hey, my brothers, mi hermanos, frățiorii mei, vă pup și vă salut cu respect, Bafto de Lodelo. Cum, cine sunt eu? Eu sunt Duduianu. Nu mă recunoașteți că m-am deghezat bine. Mă urmărește FBI-ul, că facem traficul diverse. Da, să avem iertare, dar ăsta nu e trafic, e mic comerț. Ce facem noi? Luăm la preț de producători alimente, haine, ace, brice, carici din America și le vindem în Mexico. Dar ce e ilegal aici, a? Nimic, nothing but, nada. Asta înseamnă să fii antreprenor, businessman, owner. Așa s-a clădit America. Pe spiritul întreprinzător al americanilor. Noi exportăm în Mexic ulei, făină, zahăr, mălai. Importăm medicamente, adică amfetamine, opioide, de-astea. Important e ca balanța comercială să fie pe plus, frații mei. Hai! Vă pupă și eu vostru. Și nu uitați, eu și tovarășii mei suntem motorul la economia americană. Am plecat că time is money. Hai, let's make some business, brothers! Brothers! Hai, că puteam să punem mai mult accent. Un pic, las că vorbesc eu. Data viitoare, te rog să te ocupi. Andrei. Cine nu are români să-și cumpere. Da, fără noi s-ar prăbuși vorba aia, economia mondială. Economia mondială, ce să zic. Economia subterană, nu mondială.